ziua! Domnul senator Florian Bodoc, fost ministru al Sănătății, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Bodoc, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Să rămână bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Bună ziua și spectatorilor dumneavoastră. Discutăm astăzi despre pericolul care pare că se răspândește tot mai mult zilele acestea în lume și vorbesc aici despre coronavirus. Deocamdată la noi am văzut că sunt 31 de cazuri confirmate în această dimineață. Există posibilitatea, nu știu, să ne așteptăm la o situație similară cu cea a Italiei? Acolo unde am văzut că în 24 de ore au murit aproape 170 de oameni. Deci, așa cum ați văzut, în ultimele 24 de ore, cazurile au explodat. Adică numărul de cazuri confirmate ieri și azi noapte sunt mari, e mare comparativ cu numărul de cazuri confirmate până la acest moment pe unitate de timp. Cu siguranță epidemia se va extinde, cu siguranță vom avea și noi o situație, eu sper că nu similară cu cea din Italia, însă vom avea și noi o situație de epidemie, pentru că se extinde pe orizontală, se extinde destul de repede și pentru că sunt foarte multe persoane care au venit, care s-au întors în țară, care nu au declarat că vin din țări în care există cazuri și există epidemie deja, transmit. Și asta este grav, asta este o lipsă totală de responsabilitate, pentru că nu transmit doar la membrii familiei, transmit și la celelalte persoane cu care intră în contact. După cum ați văzut însă, cazurile de la noi au fost până acum destul de ușoare. Mai mult decât atât, sunt cazuri vindecate. Ultima cifră pe care o știu sunt 6 sau 7 cazuri care sunt deja vindecate. La persoanele care nu au altă afecțiune cronică, să spunem, deci care nu au diabet, care nu au insuficiență renală, care nu au alte afecțiuni, această boală se comportă ca o gripă și nu, în mod normal, nu ar trebui să creeze probleme, însă nu se cunoaște foarte mult despre acest virus și asta este motivul pentru care există îngrijorare. Nu trebuie să fim panicați, dar trebuie să fim responsabili. Suntem în a doua etapă, din ce am înțeles. Ce înseamnă a doua etapă? Suntem practic în etapa în care se răspândește virusul. Practic, noi am avut foarte puțini contacti până în urmă cu câteva zile. Cazurile confirmate au crescut și ne așteptăm să crească cu un vârf undeva în jurul sărbătorilor de Paște. Și asta, pe de o parte, datorită evoluției, datorită perioadei de incubație, care este, după unii, 14 zile, după alții, 21 de zile, perioada în care, teoretic, putem să transmitem boala, dar, pe de altă parte, în jurul sărbătorilor de Paște există și un aflux foarte mare de români care vin din străinătate, care vin să-și viziteze prietenii, familia și care teoretic pot să transmită boala. Și din păcate mulți dintre ei nu declară că ar veni dintr-o zonă de risc, tocmai pentru a nu intra în carantină. Asta este foarte grav, pentru că riscă să îmbolnăvească pe alții și riscă să ducă epidemia pe o altă dimensiune. În același timp este foarte grav pentru că, așa cum știm, la vamă sunt medici rezidenți care examinează și care fac primul contact cu aceste persoane care se întorc în țară. Acești medici rezidenți, din păcate, nu sunt protejați, așa cum ar trebui să fie protejați, cu echipamente de protecție. Există posibilitatea să îmbolnăvim și personalul medical. Ori tot acești medici rezidenți care sunt în vamă, a doua zi, a treia zi merg în spitale. Și iată că avem o altă cale de transmitere. Deci eu fac un apel la responsabilitate și fac un apel la calm, dar cred că e foarte important să fim responsabili și să respectăm toate măsurile de igienă care sunt transmise de absolut toate posturile de televiziune, de absolut toate posturile de radio, așa cum este necesar într-o epidemie. Mă uitam aseară la imaginile de la Vama Nădlac, acolo unde o groază de români se întorc în țară. Autoritățile par a fi, nu știu, luate prin surprindere sau... E un număr foarte mare de persoane care se întorc și mi-e greu să cred că am putea să îi supraveghem pe toți.
Este o situație de excepție care necesită măsuri de excepție. Din păcate, noi nu avem în momentul de față un guvern care să fie în totalitatea puterilor, care să genereze încredere, care să genereze forță în acțiune, și cred că și asta este un motiv pentru care lucrurile se petrec așa. Pe de altă parte, există un vid de proceduri. Și puținele proceduri care sunt nu se respectă sau nu sunt cunoscute. Am văzut nu de mult că un prefect dintr-un județ a spus că cei care sunt în carantină, prin rotație, pot să meargă să-și cumpere alimente. Asta este total greșit. Adică o persoană care e în carantină, care potențial a intrat în contact cu un purtător sau cu un bolnav de coronavirus, care este infectat cu coronavirus, nu are dreptul să părăsească carantina, adică nu are voie să iasă. În mod normal, acolo autoritățile locale trebuie să se organizeze. În Italia ați văzut că se organizează comunitatea. Oamenii din comunitate le duc alimente, le duc apă, în așa fel încât să nu intre în contact cu nimeni altcineva. Și nu intră în casă, toate lucrurile astea se lasă afară. E o regulă care trebuie respectată. Am văzut de dimineață o postare a unui tânăr, practic al 7-lea caz infectat coronavirus din București, care scria că a aflat din presă că este vorba despre el, că ar fi fost infectat. Tânărul a fost în Marea Britanie, am înțeles, la începutul lunii. Nu l-a informat nimeni. A trebuit să dea telefoane. Asta înțeleg din postarea tânărului. Mai sunt și exagerări. Însă e foarte greu de controlat traficul rutier. Pe avion știm. Dacă avem un suspect sau un infectat în avion, știm că a stat pe locul X, pe rândul X. Se iau două rânduri în față, două rânduri în spate, lateral, la fel, și se face anchetă epidemiologică. Dar, de exemplu, a fost un grup care au venit cu microbuzul și din grupul respectiv au fost identificați doar jumătate, pentru că nu există o evidență scrisă, la autobuze nu există evidență scrisă a pasagerilor, și singurul mod în care pot fi identificați este acela că apelăm la cei care știm că au fost în microbuzul respectiv sau în autobuzul respectiv și încercăm să identificăm din aproape în aproape dacă se cunosc între ei. Sau am înțeles că în unele microbuze există imagini video cu pasagerii și așa au mai fost identificați. Însă dacă aceștia nu sunt opriți la vamă și nu sunt identificați ca venind dintr-o zonă de risc, este destul de greu pe urmă să găsești. Există riscul să rămânem și fără teste de depistare a coronavirusului? Am înțeles că avem 1000. Da, a fost o discuție ieri, că nu mai sunt teste, și fiind într-un studio de televiziune, l-am sunat pe profesorul Străinu Cercel și mi-a spus că nu sunt probleme cu testele și că nu vor exista probleme în ceea ce privește testarea. Așa cum știm, în momentul de față, sunt testați doar cei care sunt cu formă clinică manifestă, deci care au simptome și care în istoricul lor au intrat în contact cu persoane sau vin din zonă infectată. Pentru că altfel a crescut foarte mult incidența gripei, ca exemplu, din punct de vedere scriptic, deci pe date scrise, pe evidențele pe care le avem noi de la spitalele din țară, numărul cazurilor de gripă s-a înmulțit de 5 ori față de anul trecut, aceeași perioadă. Dar să știți că, practic ne confruntăm cu două probleme paralele aici. Practic nu s-au înmulțit numărul de cazuri de gripă. Și anul trecut tot la fel a fost. Însă, în anul trecut, nu s-au diagnosticat. Pentru că fiecare dintre noi, dacă nu stăm cu astfel de sabie deasupra capului, nu mergem la medic pentru o răceală. Și atunci stăm acasă, ne tratăm. Știți că se spunea înainte că viroza trece 7 zile cu tratament sau o săptămână fără tratament. Și Mulți ne tratăm acasă. Păcate, dar acum, existând această temere de coronavirus, toată lumea se duce la medic, sunt testați și sunt diagnosticați. Deci, ați văzut dumneavoastră mai multe persoane răcite pe stradă? Nu. Sau în anturajul dumneavoastră nu sunt mai multe persoane, la fel nici în anturajul meu și probabil că nici în anturajul colegilor dumneavoastră. Însă
numărul de cazuri diagnosticate e mai mare decât anul trecut. Și asta eu zic că e pozitiv, pentru că practic toți cei care sunt diagnosticați cu gripă intră într-un program de tratament și automat se exclude suspiciunea de coronavirus. Mulți se întreabă zilele acestea cât de sigur este metroul bucureștean, pentru că acolo știm că de multe ori sunt aglomerații, mai ales în zilele de lucru. Orice spațiu cu aglomerație, orice spațiu închis, este potențial zonă în care se poate transmite orice afecțiune respiratorie. Dar să știți că la fel de periculos este să dai mâna cu cineva care este bolnav sau să atingi un obiect care a fost atins de cineva care este bolnav, pentru că pe suprafețe, din ceea ce se știe până la momentul de față, virusul trăiește cam 4 ore, în aer cam 30 de minute. Acum nu putem să închidem toate mijloacele de transport în comun, pentru că nu suntem în momentul de față în această situație. Nu paralizăm orașele, pentru că există potențial risc de a se transmite. Însă, este important în momentul de față ca orice potențial îmbolnăvit, orice persoană care a intrat în contact cu o persoană bolnavă să fie izolată, să fie izolată la domiciliu în prima fază, iar cei care vin din aceste zone să intre în carantină. Indiferent că această carantină înseamnă izolare, autoizolare la domiciliu sau izolare în spații special create. Vă întreb și pentru că fostul președinte al României, Traian Băsescu, susținea ieri într-o declarație la un post de televiziune că dânsul ar închide, spre exemplu, metroul bucureștean și alte... Acum, în această perioadă o să vedeți foarte multe păreri. Epidemiologii spun că inclusiv măsura de închidere a școlilor poate să fie o măsură oarecum excesivă. Însă, dacă această măsură este dublată de măsura pe care urmează să o luăm cu privire la posibilitatea unui părinte de a rămâne acasă cu copilul. De ce? Pentru că altfel o să-i vedem pe toți acești copii de la școală în spații de joacă, adică practic formând alte grupuri și mergând în colectivități, în mall-uri sau la film sau în altă parte, n-am rezolvat nimic cu măsura închiderii școlilor. Dar dacă dublăm această măsură de măsura ca unul dintre părinți să poată să stea acasă cu copilul și să nu trebuiască să-l trimită în altă parte la joacă sau cu prietenii sau așa, eu cred că este o măsură bună. Iar în ceea ce privește închiderea mijloacelor de transport în comun și stoparea, deci paralizarea unui oraș întreg, cum este Bucureștiul, eu cred că asta este o măsură extremă care nu trebuie luată în momentul de față. Ea va fi probabil luată dacă epidemia se va extinde foarte mult. Din păcate am văzut că și în mediul online circulă tot felul de informații, tot felul de fake news-uri, păreri zilele acestea. Cât de periculoase sunt aceste opinii, poate nu avizate de multe ori? Acum, eu isterie în spațiu dacă aș public. Dacă aș merge așa într-o extremă, aș spune că astea nici nu trebuie citite. Dar se pot citi cu titlul strict de informativ sau cu titlul informativ sau, mă rog, pentru amuzament, însă tot ceea ce este legat de această epidemie de coronavirus, date cu privire la tot ceea ce este legat de această epidemie, trebuie luate doar de pe site-urile oficiale și vorbesc aici de site-ul Ministerului Sănătății, site-ul pus la dispoziție pentru comunicare, știrile care se dau, adică mesajele oficiale care se dau pe programele de televiziune și pe posturile de radio și pentru cei care n-au încredere, că există și astfel de persoane care n-au încredere, care tot timpul vehiculează teoria ale conspirației, că se ascund cazuri, ceea ce nu este real. Dar pentru cei care doresc să-și verifice toate aceste informații, există site-ul Organizației Mondiale a Sănătății, care publică informații la zi. Și, repet, nu există niciun stat care să-și permită în momentul de față să ascundă cazuri. Și vă spun și de ce. Toate aceste cazuri intră într-o anchetă epidemiologică, adică nu știu doar eu și dumneavoastră că a fost identificat un caz. Nu. Despre aceste cazuri există informații care se transmit la Direcția de Sănătate Publică, la Ministerul Afacerilor Interne, pentru că
Direcția de Sănătate Publică au nevoie și de munca informativă de la Ministerul Afacerilor Interne pentru a identifica potențialii contacti, se anunță autoritățile locale, adică nu e așa o chestie că știu eu și dumneavoastră. Nu vorbim aici despre o boală obișnuită, ci vorbim despre o boală cu transmitere, cu potențial de transmitere foarte ridicat. E bine de știut că și dacă avem, nu știu, cunoștințe printre noi care au plecat în zone și știm că au venit în țară zilele acestea, să anunțăm autoritățile. Vreau să vă spun că există această tendință, chiar dacă persoanele respective ascund faptul că au venit din spații afectate, există această tendință a noastră să ne autoprotejăm și, într-un fel, să-i protejăm și pe ceilalți din jurul nostru de a anunța că știm că există, că vecinul respectiv a venit de acolo sau de dincolo. Eu vă dau un exemplu. În urmă cu 2 săptămâni, cred că luni seara, eu trebuia să intru la un post de televiziune și am fost sunat de părinții unei studente din Timișoara, care mi-a spus: uite, e o problemă la Timișoara, se pare că sunt 3 sau 4 studente care au fost în City Break în Italia. Și luni s-au întors duminică dimineața încă nu erau măsuri pe niciun dintre aeroporturile din România, și luni au fost la școală. L-am sunat pe decanul facultății, cu care sunt prieten, și am zis: domnule profesor, uitați, aveți problema asta. Zice: nu știu, dar verific. Și într-adevăr a verificat și dimineața mi-a dat, zice: n-ai avut dreptate, nu 3, sunt 9. Wow. Și, mă rog, până la urmă au fost izolați, dar, așa cum știți, la facultățile de medicină s-au stopat cursurile. Și nu neapărat pentru că există studenți italieni care vin sau că există studenți care vin din altă parte, nu. Ci pentru că studenții intră în spital. Intrând studenții în spitale pentru stagiile practice, există acest pericol de a îmbolnăvi pe cei care sunt deja existenți în spital și care au și o altă afecțiune și care, așa cum am spus la începutul discuției noastre, sunt mult mai fragili și mult mai expuși în a face infecția și a face o complicație care să le fie fatală. Apropo de universități, am văzut că multe universități din țară au suspendat zilele acestea cursurile, însă o parte nu le-au suspendat, cel puțin până în acest moment. Deci universitățile de medicină, aproape toate, au suspendat total sau parțial cursurile. Aseară discutam cu domnul Hader, care este liderul sindicatelor din învățământul personalului din învățământul superior, și care mi-a spus că deja studenții nu mai vin la școală. Adică din 130 de studenți a avut în următoarea zi, după ce a început această poveste, a avut 80, și în momentul de față tot mai puțin vin la cursuri. Și atunci s-a pus deja și în Consiliul Rectorilor, am informații că s-au pus deja în discuție această problemă a stopării activităților. Însă trebuie să fim conștienți de faptul că studenții lucrează. Ei nu vor pleca acasă. Studenții vor rămâne în cămin, în regie sunt peste 10.000 de studenți, din ceea ce știu eu de la domnul profesor Hader. Marea majoritatea lor lucrează la firme multinaționale, lucrează în diferite... Acolo unde sunt sute acolo... de angajați. Și vorbim aici, despre studenții de la Politehnică. Viața nu se oprește. Ei vor continua să meargă la muncă, ei au un contract, vor continua să meargă la muncă și singura modalitate prin care se pot apăra este să respecte toate aceste reguli. Adică ne spălăm des pe mâini, evităm contactul cu persoanele bolnave, evităm aglomerația. Problema se pune că, uite, nu știi care persoană este bolnavă, astfel încât să poți evita contactul. Deci există, ar trebui să fim într-o continuă alertă. Nu trebuie să fim într-o continuă alertă, însă persoanele care au simptome trebuie să se izoleze și să adreseze imediat o întrebare, cel puțin o întrebare, medicului de familie, iar cei care au intrat în contact cu persoane venite din zonele expuse să se adreseze autorităților prin procedura care este deja publică. Dumneavoastră sunteți fost ministru al sănătății. Cum vedeți situația de acum? Și mă refer aici la măsurile luate de autorități. Sunt ele depășite? Sunt pregătite? Suntem pregătiți să facem față unei situații care poate ar fi identică cu cea a Italiei, de ce nu?
Nu pot să fiu 100% obiectiv. Pentru că, și asta din punct de vedere politic, însă dacă vorbesc ca și medic, pot să vă spun că niciun stat din lumea asta nu poate fi pregătit 100% pentru astfel de epidemie. Și asta o spun fără să fiu influențat absolut cu nimic de situația politică. Cu ce nu sunt de acord cu ce s-a întâmplat în România? Poate că și eu, fiind ministru al sănătății, aș fi făcut aceleași greșeli. Dar s-au făcut câteva greșeli. Cum ar fi? S-a dat ordonanță de urgență pe data de 11 februarie, cu măsuri. Unele măsuri prevăzute în ordonanță au fost luate abia prin 20 și ceva. Lumea a stat destul de relaxată. Ei s-au acoperit cu această ordonanță de urgență, însă nu au făcut actele subsecvente. Vă dau un exemplu. În ordonanță de urgență erau prevăzute două ordine de ministru. Un ordin de ministru al Ministrului Sănătății cu privire la carantină și un alt ordin de ministru comun, Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne, cu privire la nomenclatorul a ceea ce se cumpără pentru această epidemie. Ordinul cu privire la carantină a fost publicat după data de 20, 23, 24, după ce tot am strigat eu pe toate posturile de televiziune că nu s-a făcut nimic, iar celălalt act normativ, din câte știu, nici acum nu este finalizat. Asta este grav. În același timp, în momentul în care a început epidemia, în loc să blocăm toate stocurile existente de măști și de mănuși și materiale sanitare de strictă necesitate, noi am stat și ne-am uitat. Și astăzi, când discutăm, sunt spitale în care medicul chirurg primește dimineață o mască și cu aia lucrează toată ziua. Repet, masca nu protejează pe nimeni. Nu mă protejează pe mine ca doctor, dar mă împiedică să transmit boala. Iar în plaga operatorie nu poți să stai să tușești sau să strănuți fără mască. Nici nu se mai găsesc zilele acestea. Da. Chiar mă uitam și ieri pentru materiale sanitare. Procedurile de achiziție sunt întârziate. Au spus că vor cumpăra termoscanere. S-a dat și o dată la care vor fi puse. Eu am fost în aeroport. Nu există termoscanere. Și deci sunt autorități locale care s-au mișcat mai bine decât autoritățile centrale. Adică sunt autorități locale care au cumpărat termoscanere local și le-au și instalat. Dar, repet, nu vreau să-i scuz, că n-am niciun motiv să-i scuz. Însă sunt convins de faptul că nu există niciun stat în lumea asta care să fie pregătit pentru astfel de situații. Dar nu este pardonabil să nu acționezi. Și uitați-vă la Statele Unite. Raportat la numărul de oameni care trăiesc în Statele Unite, numărul de cazuri a fost mic la început, foarte mic. Și ați văzut că New York-ul a instituit stare de urgență. Și alte state au instituit aceeași situație. De ce au declarat stare de urgență? Pentru că în momentul în care ai declarat stare de urgență, poți să iei măsuri excepționale. Ar trebui declarată și în România sau la nivelul Bucureștiului stare de urgență? Deocamdată nu. Dar ceea ce ar trebui făcut, ar trebui date acte normative care să dea posibilitatea autorităților să acționeze. Un guvern care este interimar, care nu are posibilitatea să dea ordonanțe de urgență, este legat de mâini și de picioare. Nu poate să facă nimic. Orice se întâmplă, nu poate să facă nimic. Și atunci, dacă nu mă înșel alaltă ieri, mă rog, noi am corectat din punct de vedere financiar ordonanța cu măsuri pe coronavirus, am corectat-o în Senat și acum este în Camera Deputaților. Și urmând să intre în discuție, în dezbatere ieri sau astăzi, noi am făcut o solicitare alaltă ieri către guvern, oficială, public, a ieșit președintele Senatului și a făcut solicitare publică către guvern și către toți cei care sunt implicați în această gestionare a epidemiei, să transmită măsuri, un set de măsuri, un pachet de măsuri care le sunt necesare pentru a acționa. Singurul care a răspuns a fost Raed Arafat, alaltă ieri seara la ora 11, mi-a trimis mie pe WhatsApp, că eu am fost persoana de legătură, mi-a trimis mie pe WhatsApp ceea ce considera domnia sa, după care am avut o discuție la telefon, iar ieri s-a dus și l-a susținut în Parlament. Vreau să vă spun că
atunci când s-a discutat această ordonanță în Senat, nici Ministrul Sănătății, nici Ministrul Afacerilor Interne n-a fost acolo. Eu înțeleg că există o incompatibilitate politică între noi. Da, ar pentru asta trebui să existe, da, în vremurile astea. Da, pentru asta ei ar fi trebuit să treacă peste această incompatibilitate politică și să vină în Comisia de Sănătate, unde nu se face politică, și asta vă spun cu subiect și predicat. Deci nu discutăm din punct de vedere politic niciun act normativ, și să spună: "Da, domnule, avem nevoie de măsurile astea." A fost un gest de irresponsabilitate, nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar orgoliu a învins responsabilitatea. La fel a fost și ieri. În Comisia de Sănătate la Camera Deputaților a fost Raed Arafat, care și-a susținut punctele de vedere pe care noi deja le-am agreat, că eu noaptea după ce am discutat cu dânsul le-am trimis domnului profesor Buicu, președintele Comisiei de Sănătate de la Camera Deputaților, le-am trimis președintelui Camerei Deputaților domnului Ciolacu, le-am trimis celorlalți colegi care fac parte din comisie, în așa fel încât dimineața să nu se trezească cu un cartof fierbinte în mână pe care să nu știe să-l gestioneze. Adică noi încercăm să fim constructivi și să aducem modificări legislative care să dea autorităților instrumentele necesare. Pentru că există acest risc ca mâine PNL-ul să nu-și voteze guvernul. Dacă nu-și votează guvernul, noi continuăm să mergem într-o zonă în care țara este neguvernată, pentru că vă pun o întrebare. Dacă se confirma cazul sau se confirmă cazul de la guvern, automat toți intră în carantină. Dacă se confirmă cazul de la noi, de la Senat, știți că la Comisia de Învățământ a fost un contact. Dacă se confirmă, automat Senatul intră în carantină. Ce facem? Cine guvernează țara? Adică cine dă acte normative peste noapte, când practic aici vor fi lucruri care vor trebui adaptate din mers. Nimeni nu știe, nu poate, adică e foarte greu să prevezi că, sau e nevoie să rechiziționezi un hotel. Există în momentul de față cineva cu putere să facă acest lucru. Deci ne trebuie un guvern stabil și mâine avem un vot de învestire a guvernului Câțu. Ce va face Partidul Social Democrat mâine? Vom fi prezenți acolo. Noi am cerut, deci în mod normal, dacă toate partidele care au anunțat că votează acest guvern, îl vor vota, și noi am solicitat ca PNL-ul să voteze la vedere, pentru că ne e frică că e de fapt un joc ceea ce fac ei și că de fapt nu doresc să instaleze acest guvern, și asta este motivul pentru care am cerut să voteze la vedere, la fel cum au votat și cu alte ocazii. Mă rog, au fost tot felul. Ei nu răspund cu subiect și predicat că vor vota sau că nu vor vota guvernul. Ei spun că își vor îndeplini obligațiile, că vor vota, dar nu spun că vor vota. Am văzut, domnul Orban a fost întrebat de 7 ori într-o conferință de presă și nu spune, da. Bine, domnul Orban nu-și dorește. Eu cred că pentru domnul Orban și pentru domnul Iohannis ar fi o surpriză neplăcută, dacă discutăm 3 zile în urmă, o surpriză neplăcută ca guvernul Câțu să fie votat. Orban devine șomer și Iohannis și-a stricat jucăria cu alegerile anticipate. Dar, astăzi când vorbim, eu nu cred că mai putem să discutăm despre jocuri politice și despre a face capital electoral prin astfel de procedee. Și noi vom fi acolo și vom sancționa vom urmări fiecare vot și vom sancționa fiecare vot negativ pe care ei îl vor da sau fiecare vot ascuns pe care îl vor da ei. Iar dacă vor avea nevoie de sprijin, o să-i sprijinim și noi. Deci eu așa se poate să voteze și PSD pentru învestirea unui guvern? Eu cred că există această posibilitate. Deocamdată nu s-a luat nicio decizie la nivel de partid, însă dacă știu eu, vor avea absenți. Ăsta este motivul pentru care deci noi suntem acolo. Deci veți ajuta la învestirea guvernului. Dacă va fi, dar vrem să ne asigurăm că PNL-ul votează guvernul. De asta vrem să ne asigurăm. Asta este decizia pe care am luat-o. Vom fi acolo toți ca să ne asigurăm că PNL-ul își votează guvernul. Dacă PNL-ul cu celelalte partide care au anunțat că votează guvernul respectă ceea ce au spus, atunci vor avea peste 260 de voturi.
PSD-ul astăzi este minoritar față de celelalte partide care au anunțat că votează guvern. Am văzut că și Pro-România, spre exemplu, a anunțat că votează. Domnul Victor Ponta a susținut ieri într-o postare, am văzut pe Facebook, că din cunoștințele sale sunt mulți socialdemocrați care vor vota învestirea guvernului. Vreo discuție cu Nu, n-a fost Victor o astfel, Ponta? N-a fost o astfel de discuție. Ceea ce vă asigur este că, însă eu, este că parlamentarii PSD vor fi acolo și că parlamentarii PSD sunt responsabili. Deci PNL s-ar putea să aibă o surpriză mâine, să înțeleg. Sper să nu ne avem facă, nevoie sper de un să guvern nu ne facă, stabil. Eu sper drept. Să nu ne facă ei o surpriză mâine. Sper. Și aseară am fost într-o emisiune cu domnul Dobre, domnul deputat Dobre, și l-am întrebat cu subiect și de la Liberal. L-am întrebat, domnule ministru, votați pentru guvern? Și a evitat să spună da. Toate că înțeleg că în zilele trecute liderul lor de grup, Florin Roman, a spus că vor vota pentru, la vedere, că vor vota la vedere. Dar oare nu este un gest de, repet, irresponsabilitate să nu votezi un guvern stabil, având în vedere situația în care ne aflăm, că ne confruntăm cu acum, un pericol spun, destul de mare. Eu vă spun personal, am foarte mari rezerve cu privire la acest guvern și la prim-ministru și la ministrul sănătății. Și la echipa lui de secretar de stat, care au mințit în nenumărate rânduri cu privire la măsurile pe care le-au luat. Cu toate astea, cred că e nevoie, chiar dacă acest guvern nu este cel mai competent pe care România poate să-l dea, cred că e nevoie de un guvern cu, investit cu toată puterea și care să poată acționa. Acum, ei, cel puțin pe zona de sănătate, cu siguranță vor trebui să colaboreze foarte strâns cu cele două comisii de sănătate și eu cred că la momentul ăsta ar trebui să pună la masă toți specialiștii pe sănătate publică, pe epidemiologie din țară. Am văzut ieri și am rămas stupefiat, am și reacționat pe Facebook, că primul ministru îl întreba pe ministrul sănătății dacă a mobilizat toate resursele de medici epidemiologi. Știm de nu știu cât timp că nu există medici epidemiologi din Direcția de Sănătate Publică și zice, da, i-am identificat și urmează să vorbesc cu ei. Păi, bun, dar până acum ce au făcut? Dacă există medici epidemiologi care și-au dat specialitatea și care sunt șomeri, era momentul să ia și să-i ducă acolo unde e nevoie, în Direcția de Sănătate Publică. Dar sunt în România? Cu siguranță sunt medici epidemiologi care și-au dat examenul de specialitate și care n-au ocupat post, pentru că niciuna din Direcțiile de Sănătate Publică, examenul de specialitate a fost în toamnă, cred că în octombrie sau noiembrie, și din ceea ce cunosc eu, niciuna din Direcțiile de Sănătate Publică n-au scos la concurs posturi de medici epidemiologi. Deci acum facem posturi? Sau? Acum am putea să-i aducem, să-i folosim. Plus că mai există medici epidemiologi în spitale, care pot fi folosiți. Doar că, nu știu, cred că nu au procedură, n-au stabilit o linie. Repet, e o situație excepțională care cere măsuri excepționale. Domnule Bodog, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare dragă. Cu drag și eu. Mulțumesc frumos.